Republica Moldova este o țară europeană și locul ei este în Uniunea Europeană. Acest lucru poate deveni realitate doar prin voința clasei politice din Moldova și a tuturor cetățenilor statului. Cu acest mesaj a venit președintele Lituaniei într-o vizită oficială de o zi la Chișinău. Plecați din fosta Uniune Sovietică, lituanienii s-au adaptat bine la rigorile comunitare. Nivelul lor de trai a crescut constant și a ajuns acum peste media Uniunii Europene. Și Republica Moldova poate visa la asta, crede președintele lituanian, cu o condiție însă, politicienii moldoveni să fie uniți și să-și stabilească prioritățile. And now everything is only in your people's and politicians' hands. Nobody can live the life instead of you. You can achieve Europe only by yourself. We are ready to help and we will help. But only you, Moldovan people and politicians, need to take responsibility of future of your country. Experiența Lituaniei contează pentru dezvoltarea economică și politică a Republicii Moldova, mărturisește președintele țării. Republica Moldova nu are o altă cale de dezvoltare decât calea europeană. Putem merge cu încredere pe acest drum, având în față exemplul Lituaniei. Reformele în domeniul justiției și lupta împotriva corupției ne vor ajuta să avansăm pe calea europeană. Dalia Gribauskaite a primit cea mai înaltă distinție a Republicii Moldova, Ordinul Republicii, pentru rolul său în dezvoltarea relațiilor și pentru susținerea constantă a proceselor de integrare europeană a țării.